Asta e prima. A doua, deci eu n-am fost la curent că va fi o întâlnire cu domnul Plahotniuc când am fost la Washington. Am transmis guvernului împreună cu domnul Rămaș toate detaliile. Apropo, chiar în scrisoarea pe care am trimis-o domnului Thompson pentru a invita, a fost semnată de domnul Filip, de domnul Rămaș și de mine. Deci presupun că toate informațiile au fost transmise pe canalele de guvern și majoritățile parlamentare și domnul Plahotniuc. Deci, în acest sens, eu cred că cu cât mai multă claritate a intențiilor există, cu atât mai bine. Deci dacă domnul Plahotniuc, ca secretar general, am înțeles care este titlul care a fost anunțat, declară că majoritatea parlamentară va susține acest reform, este mai bun mesajul decât dacă spune că nu susține așa. Acum, noi în discuția noastră cu Fondul Monetar Internațional avem o relație instituțională, dacă chiar aș spune, tehnocratică. Deci aici lucrăm la direct cu toți reprezentanții și canalul este direct la Banca Națională. Deci nu avem alte persoane care intervin. Deci această două vizită eu văd ca o vizită, cum se spune, suplimentară, dar nu care înlocuiește sau schimbă dialogul nostru cu fondul care a fost inițiat, deci în cazul meu, pe 820, nu creșesc, deci în zilele de aprilie, nu mi-aduc aminte data când a fost. Și apropo, Banca Națională este independentă, deci noi avem propriul nostru program de reformare, dar desigur avem nevoie de susținerea Parlamentului și majorității pentru a trece toate legile și deci eu nu pot decât să mă bucur dacă majoritatea politică confirmă susținerea acestor reforme, uneori dureroase este sistemul bancar, deci trebuie să, deci dacă aș fi eu dumneavoastră, aș încerca să fiu mai mult pozitiv decât suspicios în acest caz.